Stimați ascultători și prieteni, nu știu ce simțiți dumneavoastră, nu știu ce simțeminte aveți dumneavoastră, dar eu sunt atât de plin de bucurie că am ajuns anul 2020. Am așteptat ca anul 2020 să aducă un lucru pe care îl așteptăm, dar nu știm când va avea loc. Venirea Domnului Iisus Hristos nu poate veni într-o zi, două, o săptămână sau câteva luni. Nu. Venirea Lui o așteptăm de ani de zile, dar marele eveniment al întâlnirii noastre cu El pe norii cerului nu poate avea loc într-un scurt timp, așa cum l-am enunțat. Anul 2020, atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine, l-am deschis și vom deschide cu un mesaj biblic pe care nu știu când ne vom mai întâlni cu El. Cu Apocalipsa ne-am întâlnit în anul 2019. Dar începem anul 2020 cu cartea lui Daniel. Și cartea lui Daniel, stimați ascultători, vom învăța lucruri care au fost, care sunt și care vor fi. Combinate cele două, Apocalipsa și Daniel, că nu pot fi separate, vom învăța ce am spus. Vă spun tuturor celor care veți asculta primul mesaj din anul 2020, la mulți ani, un an binecuvântat, un an rodnic în fapte bune și un an pe care vă va determina să luați niște decizii, dacă nu le-ați luat până acum, să încheiați legământ cu Domnul, iar dacă veți fi îndemnați să-l faceți în anul 2020, nu amânați decizia în urma mesajelor biblice pe care le vom învăța în acest an. Tema noastră care va avea loc și o vom studia din cartea lui Daniel este de la citire la înțelegere. De la citire la înțelegere. Și ca să înțelegem acest mesaj, am să înalț o rugăciune pentru dumneavoastră în sensul acesta și pentru mine care prezint. Doamne Iisuse, dacă ne-ai oferit un asemenea timp să studiem cuvântul Tău, Te-am rugat să ne conduci în înțelegerea Lui ca și pe etiopian când a fost ajuns de Filip.
Binecuvântă fiecare ascultător care va asculta cartea Daniel sau dacă a ascultat-o și n-a înțeles-o, s-o poate înțelege acum cum a înțeles etiopianul. Deschide-le mintea, fă-i să înțeleagă cu mintea lor adevărul veșnic și inima să-l accepte și să se predea cu totul ție. Fii și cu mine în prezentarea lui și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Stimați ascultători, pentru unii Biblia este un mister și nu o pot înțelege, iar pentru unii este mântuire, decizii. Și dacă nu întreabă pe nimeni despre anumite versete din Biblie, ei nu le pot înțelege. Unii le explică corect, alții nu. Și în loc să înțeleagă ce a întrebat, pleacă de la acea persoană confuză și nu știe ce se facă. Acum eu, prin deschiderea acestui subiect de la citire la înțelegere, am să încerc, prin harul Domnului Hristos și prin călăuzirea Duhului Sfânt, să vă pot da unele explicații despre care vom învăța în studiul nostru, ca să puteți lua niște decizii. Ascultați mesajul care ne va conduce în studiul nostru. Se găsește în Faptele Apostolului, capitolul 8, cu versetul 30. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Eu nu alerg după dumneavoastră. Și poate chiar dacă aș alerga după dumneavoastră, nu vă voi găsi exact cum l-a găsit Filip, etiopian, citind în Sfânta Scriptură. Citind, eu știu în ce cărți, văzând pe telefon cine știe ce, văzând la televizor cine știe ce. Nu. Etiopianul nu s-a uitat nici pe telefon, nu s-a uitat nici la televizor, ci era cu Biblia în mână. Și interesant este, n-a înțeles un singur lucru atât de simplu din Isaia, capitolul 53. Simplu. Nu mă mir că etiopian a fost un om păgân. Mă mir la creștinii de astăzi care au Biblia în mână și pentru ei Biblia este un mister. Nu mai discutăm de Daniel și Apocalipsa, că este legată și nu o pot înțelege. Dar ascultați dumneavoastră despre temele pe care noi le vom studia ca să le putem înțelege. Primul lucru este Hristos, subiectul principal al cărții lui Daniel. Hristos, subiectul principal al cărții Daniel. Daniel în vechime, să ne-l prezinte pe Hristos cu atâta putere și claritate, încât să nu mai fim confuzi. Și ascultați ce spune în Luca, capitolul 24, 25 și 27. Nepricepuților și zăbavnici, când este vorba să credeți și când este vorba să credeți. Când este vorba să credeți și când este vorba să ascultați. Al doilea citat, Ioan 3:39. Cercetați Scripturile. Și a întâia Corinteni, căci Fiul lui Dumnezeu care a fost propovăduit. Căci Fiul lui Dumnezeu care a fost propovăduit. Unul,
când deschidem Biblia, pentru unii sunt nepricepuți și zăbavnici. Nu pot să înțeleagă și sunt zăbavnici în a crede. Al doilea, Biblia este o carte veche. Vechiul Testament a fost pentru iudei, Noul Testament este pentru creștini și totuși atât de confuzi în privința adevărului biblic. Iar un cuvânt care ne este atât de clar, căci Fiul lui Dumnezeu care a fost propovăduit, spune Apostolul Pavel, Fiul lui Dumnezeu care a fost propovăduit când a fost El pe pământ, este o problemă pentru voi acum, iudeilor, ca să credeți că El a fost Cel care trebuia să vină, El a fost Cel care trebuia să moară și El este Cel care va trebui să vină. Acum, haideți să abordăm cartea Daniel. Atenție, stimați ascultători, la mesajele și la cuvintele pe care le voi spune despre Iisus în cartea Daniel. Iisus este subiectul principal al Scripturii și aici este inclusă și cartea lui Daniel. Subiectul principal al Scripturii este Iisus, inclusiv cartea lui Daniel. Capitolul 1 ne arată, deși în mod restrâns și incomplet, experiența lui Daniel care se aseamănă cu experiența Domnului Iisus Hristos. Daniel a fost dus în robia babiloniană, acolo a trăit în lumea păgână și totuși a putut să fie lumina Imperiului Babilonian, și prin el Dumnezeu să ne aducă atâta lumină care se duce pe toată istoria planului de mântuire până la venirea Domnului Iisus Hristos, prin Daniel. Iisus Hristos a venit din ceruri, a părăsit cerul și a venit să înfrunte întunericul, cum a înfruntat întunericul Daniel în Babilon. N-ați vrea și dumneavoastră să fiți printre acei oameni? Nu ați vrea să fiți un Daniel și cei trei tineri? Să înfruntați întunericul moral al vremii în care trăim noi. Că Iisus Hristos l-a înfruntat, a trăit și a fost o lumină. Cei trei tineri în Babilon a fost lumină. Capitolul 2 din Daniel prezintă o descriere a Petrei care a lovit chipul pe care l-a avut Nebucadnețar și l-a făcut el în câmpia Dura, l-a fărmat și toate împărățiile pământului au fost distruse, simbolic cu acea ocazie în vedenie, dar a văzut o piatră care s-a desprins de către munte și a lovit chipul. Și această piatră a crescut atât de mare încât tot pământul s-a umplut de slava și de gloria acestei pietre. Stimați ascultători, vreau să vă spun acum ceva, dar indiferent ce veți spune dumneavoastră, eu vă spun un adevăr acum. Biserica Adventă a luat ființă în 1860 ca biserică organizată. Din anul 1844, 43, 44, de la acel eveniment, că n-a venit, s-au format biserica, cei 50 de oameni care au luat ființă din atâția creștini cu acea ocazie și în 1860 ea s-a organizat și până la ora actuală, din 235 de țări în lume, Biserica Adventă organizată este în 220 de țări. Nu vă puteți întreba și dumneavoastră, această piatră care s-a desprins de munte, oare Biserica Adventă nu o vestește în toată lumea această Evanghelie?
Această Evanghelie, cercetați Scripturile, această Evanghelie o predică în toată lumea. Peste tot în lume, Biserica Adventistă crede la fel, se dezvoltă la fel, se închină la fel. Iar restul milioanelor de creștini, și afară de musulmani, de hinduși, de budiști, toți și-au ales zilele lor și modul lor de închinare care diferă total de Biserica Adventă. Oare numai Biserica Adventă să aibă dreptate? Nu biserica are dreptate. Adevărul pe care îl prezintă această biserică are dreptate. Și la acest adevăr vă cheamă Biserica Adventistă. Nu la zilele creștinismului, nu la zilele hindușilor, budiștilor și musulmani, nu ca zile de închinare, la închinarea biblică. Cercetați Scripturile. Capitolul 3. Ni descoperă pe Iisus Hristos care pășește alături de noi în cuptorul de foc al încercărilor, cum a pășit cu cei trei tineri în cuptorul de foc, cum a pășit cu Daniel în groapa cu leii și așa mai departe. Acest Iisus intră cu noi în conflictul prin care noi trecem. Capitolul 4. Îl vedem pe Dumnezeu care desfințează Imperiul Babilonian și pe împăratul Nebucadnețar îl desfințează și nu mai este împărat 7 ani. Iar când vine Belșațar la conducere, Dumnezeu îl desfințează complet și este distrus și Babilonul este luat de către o medă perși. Și împăratul Nebucadnețar a plecat la odihnă, nu distrus de către Cirus, nu, ci a fost Belșațar cu acea ocazie, și un om care s-a pocăit și s-a legat de Dumnezeu va fi mântuit după 7 ani de exil în pustiurile pe unde a trăit. Ăsta este Dumnezeul nostru. Pe unii, astăzi, Dumnezeu care primește adevărul îi ridică la viață, iar pe unii care și-au ales dumnezeii lor îi coboară în mormânt și vor învia pentru rușine și o cară veșnică. Domnul Iisus Hristos stăpânește. Ne reamintește că Iisus Hristos va primi stăpânirea în Daniel capitolul 7 cu 13. Iisus Hristos va primi stăpânirea. Belșațar a murit în timpul petrecerii, când era cel mai vesel, cel mai stăpân pe putere. Vede o mână care scrie, a fost judecat. Așa vom vedea și noi o mână care azi nu ne pocăim, care vom vedea pe cele două table de piatră unde l-am insultat pe Dumnezeu și unde nu l-am ascultat. Care poruncă din cele 10, care glas al Sfintei Scripturi nu i-am dat importanță și atenție, vom vedea atunci, dar va fi prea târziu. Acum da, este timpul. Acum da, stimatul meu ascultător, este timpul. Capitolul 6 din Daniel vorbește despre complotul împotriva lui Daniel. Toți acei care au complotat împotriva lui Daniel au fost aruncați în groapa cu leii, iar Daniel a fost scos de acolo viu și nevătămat. Viu și nevătămat. Ăsta e Dumnezeul la care trebuie să ne închinăm, stimați ascultători. Merge cu noi în groapa cu leii, merge cu noi în război, merge cu noi la spital, merge cu noi în toate problemele. Când luptăm pentru Dumnezeu și ne dăm viața pentru Dumnezeu, El ne salvează. Fie ne salvează, fie murim ca martiri.
capitolul 7 prezintă pe Hristos ca fiul al omului care primește împărăția. Oh, ne apropiem către acest eveniment. Ne apropiem. Tu vei intra în această împărăție? Tu, stimatul meu ascultător, vei intra? Capitolul 8. Iisus Hristos este mare preot în ceruri. Nu-i mare preot aici pe pământ cu cadelnița și tămâia în mână. Nu! Nu în fața preotului și în fața pastorului să ne ducem să ne mărturisim păcatele. Nu! El este preot în sanctuarul din cer, în Sfânta Sfintelor. Acolo El îți ia decizia ta. Să fii cu El sau să fii afară, acolo. Acum, în funcția de alegerea pe care o iei, așa ți se va hotărî cazul tău în sanctuarul din cer, nu în sanctuarul din biserica în care te închin, sub nicio formă. Nu preotul decide soarta ta, stimatul meu ascultător, sub nicio formă. Nu! Capitolul 9. Îl prezinte ca victimă de sacrificiu moartea sa și reînnoind legământul cu noi prin moartea sa, cu poporul Israel și cu noi cei de astăzi. Prin moartea sa, Iisus Hristos a reînnoit legământul său. Capitolul 10 și 12 îl prezintă pe Hristos ca voivod sau în engleză prințul Mihail, care se luptă împotriva forțelor răului. Am trecut cele 12 capitole din Daniel, fiecare care ne vorbește și cum ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Stimați ascultători, cartea Daniel este o carte deschisă. Studiază-o. Studiază-o. Dar ce nu înțelegi? Te rog, du-te la cei care te pot ajuta. Nu te duce la cei care te încurcă. Nu. În loc să te facă să înțelegi, vei pleca de la ei tulburat. Acum, structura cărții Daniel. Visul lui Nebucadnețar despre 4 împărății mondiale. Dumnezeu nu-i dă lui Daniel visul. Nu. Îl dă la un împărat care era interesat să știe ce se va întâmpla cu împărăția lui. Câtă durată va avea împărăția lui? Va moșteni copilul meu? Copilul copiilor mei? Nu vreau să se sfârșească această împărăție pe care eu, cum a spus-o el, oare nu acesta este Babilonul pe care mi l-am ridicat eu? Și acestea cuvinte îl frământa pe Nebucadnețar. Și în clipa aceea și în noaptea aceea care el s-a culcat cu asemenea gânduri, Dumnezeu îi dă un vis lui Nebucadnețar. Sumar, judecata asupra lui Nebucadnețar, capitolul 4. Să nu vină asupra nici unia dintre dumneavoastră care ascultați acest mesaj, această judecată care a venit asupra lui Nebucadnețar. Sub nicio formă. El a mai avut ocazie de pocăință. A avut. Și a luat în seamă acest avertisment. Dar numai după ce a stat 7 ani în pustiu și au crescut unghiile și părul și a mâncat iarbă ca boii, numai atunci a venit mintea la loc. Până atunci a spus, oare nu acesta e Babilonul? Judecata lui. Punctul 2. Judecata lui Belșațar, care a chemat pe slujitorul lui și aduceți vasele de aur să bem noi și țiitoarele și desfrânatele noastre. Și în clipa când erau cu cupa de băutură, așa cum a fost la sărbători acum oamenii, cu cupa de băutură în mână, și cu tot felul de țigări scumpe în mână, n-au văzut mâna aceea, tekel, tekel, ufarsin.
n-au văzut-o, dar o vor vedea. O vor vedea. Vrei, nu vrei, stimatul meu ascultător, o să o vezi. Nebucadnețar n-a mai avut timp. Și frământat de această problemă, nu știa cine să tâlcuiască cuvintele de pe perete. Și vine prințesa și spune: împărate, în ținutul tău există unul care a spus lui Nebucadnețar ce are să se întâmple. Cheamă-l. Și vine împăratul, vine Daniel și spune: nici nu mai ține cont de poziția lui. Ține-ți ție darurile, îi spune Daniel împăratului. Că împăratul îi spune, dacă îmi vei tâlcui cuvintele de pe perete, îți voi da al treilea loc în împărăție. Și Daniel spune: ține-ți ție darurile, ține-ți ție împărăția și eu totuși voi tâlcui visul și titlurile și cuvintele de pe perete. Și când a auzit Belșațar cuvintele respective, el a uitat ce se întâmplă în orașul lui. Și noaptea aceea el a fost ucis de împăratul Cir, care a intrat prin apele Nilului, prin apele Eufratului care curgea prin Babilon și l-a omorât pe împărat chiar în noaptea aceea. Judecata lui Nebucadnețar n-a fost învățătură pentru Belșațar, dar mai departe, nici atât nu a fost. Belșațar l-a aruncat și pe Daniel în groapa cu lei. Judecata asupra lui Belșațar a venit, chiar dacă el nu s-a pocăit când l-a aruncat pe Daniel în groapa cu lei. Visul lui Daniel despre cele patru împărății. Acum Dumnezeu intervine să-i facă de cunoscut lui Daniel problemele respective. Dumnezeu îi ia împărăția lui Nebucadnețar temporar, dar lui Belșațar permanent. Nu i-a mai acordat timp lui Belșațar, pentru că Dumnezeu știa că omul acesta nu se va pocăi. Știa clar. Dumnezeu îi dă lui Faraon două vise despre viitorul apropiat al Egiptului, care transmit aceeași idee, 7 ani de prosperitate și 7 ani de foamete. Dumnezeu folosește repetiția din cartea lui Daniel, exact 4 cicluri profetice, repetați ale unei structuri de bază, repetiția asupra unui sfârșit și a unei structuri de bază. La sfârșit, această structură ne arată suveranitatea lui Dumnezeu, deși fiecare plan profetic major presindă o perspectivă distinctă. Primul, Imperiul Babilonian, capul de aur. Primul, Imperiul Babilonian, care pleacă din capitolul 2 și 7. Aceste lucruri se ocupă în aceste două capitole. Medo-Persia, care ia ființă după Imperiul Babilonian, care cuprinde capitolul 2, capitolul 7, capitolul 8 și 9 și capitolul 10 și 12. Trece aproape prin toată perioada lui Daniel. Grecia, care este țapul, simbolul unui animal, care trece prin toate celelalte, toate capitolele, începând de la capitolul 2 până la capitolul 12, ca istorie sfântă și sacră. Roma, în care și Iisus Hristos a născut, trece prin toate celelalte capitole și ajunge până la desprinderea unei pietre de munte și lovește toate aceste împărății. Și celelalte împărății care au luat ființă în Imperiul Roman nu s-au mai adunat niciodată ca să formeze un imperiu. Pentru că Dumnezeu are o altă perspectivă. Dumnezeu are, împărăția lui Dumnezeu începe de atunci, judecata din ceruri noul pământ,
curățirea sanctuarului și intervenția lui Dumnezeu Mihail Ocrotitorul. Stimați ascultători, dar în vremea acestor împărății, Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va fi distrusă, în Daniel, capitolul 2, cu 44. În vremea acestor împărății pe care tu le vezi, Daniel, împărate, Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va fi distrusă de nimeni. Nici Satana, nici America, nici Rusia, nici musulmani, nimeni nu va putea strica împărăția lui Dumnezeu care se formează azi în inimile multor copii al lui Dumnezeu care iau decizii pentru el. Punctul 2. Și s-a dus, dar Iisus, și s-au dus aceste împărății, dar Iisus stăpânește și pregătește judecata. Aceste împărății s-au dus. Unde e Babilonia? Unde e Medo-Persia? Unde e Grecia? Da, există, dar nu ca Imperiu Mondial. Unde e Roma? A rămas Roma păgână. Dar pregătește judecata. Dumnezeu pregătește judecata. Și vai de acel care va cădea sub judecata lui Dumnezeu. Vai de acel care va cădea sub judecata lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, ne spune, depărtează-te de rău și fă binele. Stimați ascultători și prieteni, depărtați-vă de rău și căutați binele. Final. Și dacă aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Profețiile apocaliptice din Daniel. Profețiile apocaliptice. Profețiile apocaliptice au 1, 2, 3. 1. S-au descoperit prin vise și viziuni, profeția apocaliptică. S-au descoperit prin simboluri complexe, iar aici profețiile sunt compuse din două faze. Unul, profeția clasică, care e condiționată. E condiționată. N-o primești, vei muri. Profeția clasică. Ieremia, Isaia, Ezechiel și alți profeți ai Bibliei. A fost profeții condiționate, clasice. Iar profețiile Apocalipsa și Daniel a fost profeții necondiționate. Dumnezeu a vorbit, așa a avut loc. Prin animalele pe care le vede Daniel, a fost niște profeții care ne descopere caracterul fiecărui imperiu. Gândiți-vă acum la Imperiul Roman, cu dinți de fier, care a sfârmat, a măcinat și a distrus totul ce a venit în cale. Imperiul Roman. Exact, dinții de fier, capul acela și în gură avea dinți de fier. Era clar cum va fi acest imperiu și așa a fost. Suveranitatea și necondiționată și suveranitatea divină și necondiționalitate. Necondiții, suveranitatea divină. Spre deosebire de profețiile clasice, a căror împlinire depinde adesea de răspunsul omului, în cadrul poporului Israel, profețiile apocaliptice sunt necondiționate. Aici Dumnezeu ne descopere apariția și căderea imperiilor lumii. Ori ne-am pocăit, ori nu ne-am pocăit. Ori s-au pocăit oameni din vremea aceea, ori nu. Ele s-au împlinit. Iar dacă privim istoria condiționată a istoriei poporului Israel, în funcție de conducătorii pe care i-a avut, așa a fost și prosperitatea și binecuvântarea lor. Cuvântul Domnului spune în Osea în felul urmă Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit prin proroci și acum prin Iisus. Ne-a vorbit prin proroci
Și acum ne-a vorbit prin Iisus. Cine îl primește pe Iisus va fi mântuit. Cine nu îl primește pe Iisus va fi pierdut. Punctul 2. Iudeii l-au părăsit pe Dumnezeu. Și când s-au întors, Dumnezeu i-a binecuvântat din nou. Când noi dăm greșit în viața noastră spirituală și păcătuim împotriva lui Dumnezeu și ne întoarcem la El, El se îndură de noi. Punctul 3. Căci ochiul Domnului este îndreptat asupra oamenilor. Nu pentru ca să-ți facă rău, stimatul meu ascultător. Sub nicio formă. Ochiul lui Dumnezeu este îndreptat către tine să-ți trimită mesajul Evangheliei, să-ți trimită un evanghelist, să-ți trimită un om care prezintă Evanghelia ca să te caute, să te întorci la el. Așa privește ochiul lui Dumnezeu, nu pentru a te judeca. Da, judecata va veni la timpul ei. De aceea Dumnezeu vrea să te ferească. Vai de acel peste care cade stânca, vai de acel că te va zdrobi, dar dacă tu cazi pe stâncă, vei fi binecuvântat. Care e limbajul profetic și cum au început oamenii să citească și să înțeleagă cărțile sfinte ale Bibliei? Un concept important de care trebuie să ținem seama cont când studiem Cartea Daniel este abordarea istorică a profețiilor apocaliptice. Să privim, să ne uităm și să ne întoarcem. Așa trebuie studiate aceste două cărți, Daniel și Apocalipsa. Această abordare poate fi înțeleasă mai bine dacă comparăm cu teoriile opuse. Stimați ascultători și prieteni, niciodată adevărul nu strălucește și lumina atât de puternic ca atunci când este întuneric. Niciodată! Acum, avem trei forme de interpretare a profețiilor. Una, preterismul. Preterismul tinde să privească evenimentele profetice anunțate în Daniel ca petrecute în trecut. Preterismul. Observați dumneavoastră. Cărțile lui Daniel, aceste evenimente care s-au petrecut în când? În trecut. Da, este adevărat. Unele s-au împlinit în trecut, unele nu. Unele nu asociate cu Apocalipsa se vor împlini. Se vor împlini. Futurismul susține că aceste profeții încă așteaptă o împlinire viitoare. Prima, s-au dus, nu ne vom mai întâlni cu ele niciodată. A doua explicație, în viitor, le așteptăm să se împlinească, dar cum? Fiecare cum înțelege. Și a treia problemă, idealismul. Deci am văzut preterismul, futurismul și idealismul. Susține că profețiile apocaliptice sunt simboluri ale relațiilor spirituale fără vreo referință istorică. Care din acele trei acum credeți dumneavoastră că au adevărul? Eu pe toate cele trei, nici una nu-mi spune adevărul. Ca să pot conta pe viitor. Ca să pot conta pe viitor. Dar vine acum cea de-a patra. Istoricismul. Istoricismul. Față de cele trei enunțate, ascultați. Susține că în profeția apocaliptică, Dumnezeu ne dezvăluie o secvență neîntreruptă a istoriei din timpul profetului până la timpul sfârșitului.
Dar cartea Daniel și cartea Apocalipsa începe cu Iisus, cu împărăția lui Iisus și se termină cu împărăția lui Iisus Hristos care nu va fi distrusă. Istoricismul este cea mai corectă explicație pe care mă uit în trecut, privesc în viitor și mă uit în spate. Ce-a mai rămas? Studiind cartea Daniel vom vedea că fiecare viziune majoră din această carte repetă această cronologie istorică din perspective diferite și cu detalii noi. Pionerii adventiști, din care face parte Biserica Adventistă, inclusiv Ellen White, respinsă de majoritatea creștinilor, au înțeles profețiile biblice din Daniel din perspectiva istoricismului. Slăvit să fie Domnul că mă găsesc în această biserică care nu plutesc în derivă, care nu plutesc în neștiință, care nu plutesc în întuneric. Înțeleg istoria planului de mântuire din trecut, înțeleg istoria planului de mântuire în prezent și înțeleg istoria planului de mântuire în viitor. Pentru mine, aceste două cărți sunt clare, care mi-au adus și mi-aduc lumină completă. Deoarece evenimentele din aceste vedenii se desfășoară pe perioade, auziți dumneavoastră ce spune cuvântul din Numeri, un an, o zi egală cu un an. Când iscoadele s-au întors, cum se explică profetic acum aceste evenimente? Când iscoadele au iscodit 40 de zile, n-au primit mesajul celor 40 de iscoade. Dumnezeu le-a spus, 40 de zile ați iscodit, 40 de ani veți priveghi în pustie. Clar! Ren Ezechiel spune, îți voi socoti zilele în Numeri 14:34 despre iscoade, iar în Ezechiel 4:5-6 îți voi socoti zilele cu a anilor nelegiuirilor. 40 de zile îți spun o zi pentru fiecare an de nelegiuire. Profețiile sunt clare. Atâta răbdare are Dumnezeu cu noi, noi de-abia avem răbdare o zi. Dumnezeu are răbdare într-o mie de ani câte generații sunt. Stimați ascultători, câte generații sunt. Și credeți dumneavoastră că această bunătate a lui Dumnezeu nu se va termina? Ba, se va termina. Și ascultați ultimul mesaj, penultimul mesaj. Oare noi ce vom face? Daniel 9:23. Când ai început să te rogi, eu am venit să-ți vorbesc. Stimatul meu ascultător, când nu înțelegi ceva din cuvântul Domnului, cum n-a înțeles nici Daniel, s-a rugat lui Dumnezeu. Și zice, când ai început să te rogi, eu deja am venit să-ți fac de cunoscut ce nu înțelegi tu. Dacă un verset din Biblie nu-l înțelegi, stimatul meu ascultător, cum nu înțelegea etiopianul, pleacă-te pe genunchi și roagă-l pe Dumnezeu să-l poți înțelege. Roagă-te lui Dumnezeu. Daniel 10. Nu te teme din pricina cuvintelor tale. Eu vin să-ți fac de cunoscut. Daniel a tremurat, a leșinat și a căzut jos când a văzut vedenia. Și vine îngerul și spune, nu te teme. Așa va veni Duhul Domnului la tine și îți va spune, nu te teme, ce nu înțelegi, te interesează? Da, Iisuse, mă interesează. Uite cum este cuvântul. Așa mi-a spus și mie cuvântul Domnului. Ori de câte ori n-am înțeles un verset din Sfânta Scriptură, nu m-am dus să întreb pe nimeni. Am luat Biblia
și am comparat verset cu verset, dar niciodată n-am scos un verset din contextul mesajului. Asta mi-a dat lumina. Matei, nu vă temeți. Voi sunteți frați. Nu vă temeți. Voi sunteți frați unei cu ceilalți și mai de preț în ochii mei decât vrăbile. Și atunci, stimatul meu ascultător, de ce să-ți fie teamă? Să-ți fie teamă de păcat? Să-ți fie teamă de păcat. Dumnezeu rămâne suveran a vieții noastre. Dumnezeu. Pe cine te bazezi, stimatul meu ascultător? Pe pastorul din biserică? Pe preotul tău din biserică? De preasfinție, preasfințitul dumneavoastră, nu știu de unde? Pe acela te bazezi? Pe acela? Ăla te-a ținut în întuneric până acum. Și ăia te vor ține în întuneric și de acum. Și nu-ți vor spune niciodată să ții sâmbăta și să păzești legea lui Dumnezeu scrisă pe cele două table de piatră, sub nicio formă. Că tu dacă ții nouă și una n-o calci, în ochii lui Dumnezeu ești vinovat de un păcat pentru care vei suferi, eliminarea din cerul împărăției lui Dumnezeu. Aceasta ne va fi pedeapsa, călcând una din cele 10 porunci. Să nu credeți, stimații mei ascultători, că vom merge în ceruri călcând una din cele 10 porunci. Oricare din cele 10, nu contează. Poate dumneavoastră acum vă gândiți că dacă eu țin sâmbăta și vă condamn pe dumneavoastră. Nu. Oricare din cele 10 porunci, dacă o călcați în ochii lui Dumnezeu, este păcat. De acesta să vă fie teamă și frică. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu conduce istoria celor 4 mari imperii. Dumnezeu le-a condus și nici una din cele 4 mari imperii nu a depășit timpul în cadrul istoriei lor ca imperiu. Niciuna. Exact s-au împlinit în tocmai. Mai departe. Dumnezeu oferă un model pentru poporul său din timpul sfârșitului. Care este modelul? Modelarea evenimentelor pare a fi într-o mare măsură determinată de puterea, ambiția sau de capriciile lui. A cui? A imperiului. Însă în cuvântul lui Dumnezeu perdeaua este dată la o parte și vedem în spate peste și în toate acțiunile conflictele, interesele, puterea și pasiunea omenească, cum unele celui prea milostiv lucrează în tăcere, cu răbdare, aduc la îndeplinire planurile sale și voia lui. N-ați vrea și dumneavoastră să vă puneți viața în mâinile acestui Mântuitor? Nu ați vrea, stimați ascultători? Eu vă îndemn din toată inima acum. Puneți-vă viața în mâinile unui Dumnezeu suveran, în mâna unui Dumnezeu care conduce istoria și în mâna unui Dumnezeu care ne oferă un model. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Biblia a fost dată cu scopul de a fi o călăuză pentru sufletele noastre. Biblia. Studiați istoria lui Daniel și a tovarășilor lui. Deși trăiau unde trăiau, întâmpinați din toate părțile de ispite și de plac și de nebunie și de întuneric, ei au hotărât să evite orice rău. Ei au refuzat să se așeze singuri în calea vrășmașului. Acum, stimatul meu ascultător, în urma acestui mesaj pe care tu l-ai auzit și îți vine pofta să te duci să bei o țuică, ce faci? Că tu iei decizia. Tu iei. Dumnezeu nu ți-a va așeza în calea ta să nu te lasă să ieși afară din casă să mergi la birt. Că drumul tău e spre birt. Ce faci?
când auzi acest mesaj de pocăință, ce faci? Îl primești? Sau te duci mai departe și faci în felul următor? Faci în felul următor. Cuvântul lui Dumnezeu se bazează pe ipoteză că Dumnezeu a lucrat. Deci abordarea istorică, dacă o privim, are ca bază că Dumnezeu a lucrat în toate secolele de istorie umană. Aduce la îndeplinire planul de mântuire. Nu există pauze în lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu în descoperirile din profețiile apocaliptice. Nu există pauză. Biserica Adventistă crede în explicația istoricistă. Aici v-am adus. Din cele patru lucruri pe care vi le-am prezentat, nu știu pe care o abordați. Nu știu. Dar oricum, vreau să vă spun, indiferent ce veți gândi, indiferent ce hotărâri veți lua, să știți un singur lucru. Dumnezeu conduce istoria. Până în anul 2020 și l-am ajuns, El a avut putere și a putut să conducă toate războaiele și conflictele oamenilor ca planul de mântuire să nu fie distrus. Biblia a uzat multe nicovale, a uzat multe ciocane și va mai uza. Ea va rămâne aceeași, dar tu nu vei rămâne. Chiar dacă te vei scula în dimineața învierii, nu știu la care dimineața învierii, nu știu. Dacă vei învia la prima înviere, ferice de tine, stimatul meu ascultător, ferice de mine. Dacă voi învia la prima înviere, înseamnă că am știut ce să aleg. Înseamnă că am știut ce să aleg. Iar dacă voi învia la cea de-a doua înviere, n-am știut ce să aleg. Am mers cu gloata. Așa cum mi-a spus astăzi un om, mi-a spus în felul următor. Domnul Mariș, oare Dumnezeu va omorî atâtea miliarde de oameni? Și va omorî, va păstra în viață o grupă de oameni? Eu i-am răspuns, nu Dumnezeu îi omoară. Nu! Păcatul care a rămas asupra lor, ăla îi va omorî. Pentru că Dumnezeu va distruge păcatul în final, nu omul. Dar dacă păcatul a rămas asupra ta, vei fi distrus împreună cu el. Și mi-a spus o problemă. Zice, domnul Mariș, în România a avut loc un eveniment televizat, dat la televizor. Un om a tăiat o creangă dintr-un pom, groasă. Și în creanga aceea care a tăiat-o, a fost mama Domnului Iisus Hristos cu pruncul. Și l-am întrebat, tu poți crede așa ceva? Păi zice, eu te întreb, pe dumneata, ce spui, e adevăr sau nu e adevăr? La care i-am spus, Satana va face semne atât de mari în timpul din urmă și va personifica chipul mamei Domnului Iisus Hristos, așa cum a personificat chipul lui Samuel când l-a chemat vrăjitoarea din Endor. Satana nu are putere de a învia pe nimeni. Nu! El are putere să personifice, pentru că înțelepciunea care a avut-o în cer, puterea care a avut-o în cer, aceea o are și acum pe pământ și poate face minuni nemai întâlnite. Depinde de mine. Îl cred sau nu-l cred? Și ce-ai fi făcut tu dacă ai fi fost în România? Te-ai fi dus? Zic eu, nu m-aș fi dus să văd. Nu? Și dacă aș fi văzut cu ochii mei, ți-aș fi spus ce spun ție. Satana a luat chipul mamei Domnului Iisus Hristos pentru că România crede
în așa ceva conduși de preoți. Și de aceea se întâmplă asemenea minuni. Și ca Satana să-i ține în întunericul acesta că morții înviază, uite că cred. Pe cum poate Dumnezeu să ducă asemenea oameni în ceruri? Cum? Când l-au pus pe el deoparte și l-au primit pe Satana, că a adus pe mama Domnului Iisus Hristos din mormânt, să-i ducă pe ei în ceruri. Cum pot așa ceva să creadă? Numai că nu dumneavoastră vă duceți, vă duc alții în rătăcire. Și dumneavoastră că nu cunoașteți Sfintele Scripturi și nu vă interesează, veți fi duși cu grămada. Nu veți fi condamnați că n-ați avut lumină. Veți fi condamnați că ați respins lumina. Împreună cu mine. Resping lumina pe care eu acum o cred și o vestesc și nu rămân credincios lui Dumnezeu de ea până voi închide ochii, eu sunt vinovat că voi fi pierdut. Nu Dumnezeu, eu l-am respins. Să vă ajute Domnul ca să puteți discerne ispitele și minunile care se întâmplă la dumneavoastră în România. Să fiți binecuvântați cu un an nou binecuvântat, cu viață spirituală, cu lumină cât mai multă și cu putere și decizie de alegere să încheiați legământ cu Domnul până nu este prea târziu. Vă spun la mulți ani și multă sănătate din Phoenix, Arizona, Dumitru Mariș.